În acest moment nu. Derulând, în acest moment nu, dar chiar nu mi-am imaginat. Vorba de karma, nu știu dacă știți, dar după ce Ucluj, echipa la care antrenați acum, a trimis Dinamo în Liga a doua, au fost suporteri ai rivalilor lui Dinamo care au spus după acel meci, retur, karma. Și că s-a întâmplat ceva împotriva clubului pentru tot felul de rele adunate de... Sincer, nu le-am dorit rău, nu le doresc nici în acest moment. Îmi pare rău pentru Dinamo, un club uriaș, cu o istorie fantastică, cu jucători formidabili de-a lungul timpului. Istoria lui Dinamo au fost jucători extraordinari de mari, care ne-au reprezentat cu cinste și în cupele europene și la nivel de echipă națională, niște oameni de un nivel foarte, foarte mare. Sincer, îmi pare rău pentru tot ce s-a întâmplat la Dinamo. Nu am nicio ură nici pe acei suporteri. Dar nu știu, un moment de bucurie, măcar să fi zâmbit. Absolut deloc, sincer, absolut deloc. Au retrogradat cei de acolo? Nu, chiar m-am bucurat și, mă rog, nu pot să ocolesc aceste, mă rog, realități. M-am bucurat pentru că am văzut echipe revenind în prima ligă. Nu faptul că sunt eu la Universitatea Cluj, dar că Universitatea Cluj este în prima ligă, că a revenit Petrolul Ploiești în prima ligă. A revenit și UTA, chiar dacă are al treilea an, dacă nu greșesc, în prima ligă. Adică echipe cu nume, cu istorie. Îmi pare rău că nu este Poliaș în prima ligă. Îmi pare rău că echipe. Nu e Dinamo sau voi este indiferent? Îmi pare rău. Nu mi este indiferent. Sigur, Dinamo este un nume foarte mare. Este una dintre cele mai mari echipe de-a lungul istoriei. Mă rog, și aici vorbim dar de trofee. Dar credeți că am uitat să retrogradeze sau, ca să spun așa, s-au adunat mai multe lucruri negative care... Dacă a retrogradat, înseamnă că asta au putut și sunt acolo datorită lor, nu datorită altor, mă rog, oameni din afara clubului. Toți oamenii care au activat acolo au fost, cu siguranță, vinovați. N-aș putea să spun, pentru că nu cunosc și nu știu realitatea, nu știu ce s-a întâmplat acolo în ultima perioadă. Dar atâta timp cât problemele financiare existau și se știe absolut toți oamenii, toți suporterii lui Dinamo, pentru că Dinamo este o echipă mâncă, iubită în toată țara, nu vorbim doar de București. Și încă o dată, chiar tot respectul meu acei oameni, suporterii lui Dinamo, că au fost câțiva oameni. M-am întâlnit cu suporterii lui Dinamo. Cu siguranță, da. În București. Da, inclusiv în București m-am întâlnit cu fel de oameni, suporteri care țin cu Dinamo. Iubesc această echipă și absolut niciodată nu am avut nicio problemă. Ba din potrivă, oamenii m-au oprit prin marketuri, prin mall-uri și mi-au spus, da, domnule, sunt dinamovist. Dar niciodată n-am fost de acord cu ce s-a întâmplat atunci. Eu știu foarte bine de cine au fost orchestrați acei oameni. Știu foarte bine cine era în spatele lor. Mă rog, niște oameni care nici nu vreau să le pronunț numele. Păi, absolut. Că ai iertat vreodată pe acei oameni? Din punctul meu de vedere, nu au niciun pic de... Nu vorbim de omenie. Acei oameni care doresc și vor să facă rău altor persoane. Ești un coleg de breazlă? Chiar nu are rost și nu vreau, sigur, dar nu vreau să se discut. Acei oameni pentru mine nu există. Adică vreodată dacă vă veți întâlni cu acel om? Sau nu, cu n-am oameni, cum să vorbesc cu, cu asemenea persoană niciodată. Atâta timp cât... Deci măcar sunteți onest în chestia asta, nu veți trece. Dar niciodată, nici n-am să vorbesc de acele persoane, niciodată n-am să le pronunț numele, pentru că și nu reprezintă absolut nimic, din punctul meu de vedere. În primul rând trebuie să fim oameni înainte de toate. După aceea că suntem antrenori, că suntem oameni de presă, că suntem jurnaliști, apreciați, recunoscuți, medici, ingineri și așa mai. În primul rând trebuie să fim oameni. Iar acele persoane, din punctul meu de vedere, nu sunt oameni. Nu sunt, se pot numi oameni. Vedeți Dinamo revenind? Da, sincer. În acest moment nu. În acest moment nu. Adică în acest campionat. În acest campionat nu văd cum Dinamo ar putea să revină în prima ligă.